Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să facem un sondaj. O întrebare simplă, notăm aici să vedem câți da și câți de nu și desigur și explicații de la voi. Deci sunați-ne la 0372069599 și vă rog răspundeți la această întrebare simplă. Acum că a venit libertatea și s-au ridicat toate restricțiile, adică s-a anulat tot, practic tot și nu mai sunt decât recomandări. Medicii epidemiologii mai fac recomandări. Practic nu mai e nicio stare de alertă, da, de doar nimic. Pe propria decizie. Uh-huh. Veți mai purta mască în spații interioare? Adică la birou, la supermarket, la unde mergeți? La școală, la mall. La școală, la mall. Mai purtați mască în interior? Da sau nu? Și de ce? Asta este întrebarea, vrem să facem un sondaj, să luăm cât mai multe telefoane posibile și până ne sunați la 0372069599 și vedem care este situația. Sigur, lumea este totalmente exasperată, fără niciun fel de îndoială, aici nu... Dar cred că acum oamenii o să organizeze particular, așa și cumva, adică uite, de păi exemplu, la școală, la Fimiu, le-a spus diriginta, domne, noi purtăm mască. Da, dar legal nu poate să-i oblige. Legal, da, nu. Nici la noi, la școală, ca să zic așa, nu-i obligă, dar recomandarea e să poartă mască. Da, deci e doar recomandare să se poartă mască, inclusiv în spațiile deschise aglomerate, zice domnul Rafila, că ar fi bine. În mijloace de transport în comun, în spații închise, în unități sanitare, în grădințe, școli și universități, e bine să facem asta. Și în rest, toate celelalte măsuri de autoprotecție. Hai să vedem. 0372069599. Veți mai purta mască în spațiile închise? Da, George, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Salut! Te rog! Salut, băieți! Să trăiești! Bineînțeles, bineînțeles! Nu deci, s-a terminat și de data ce? De 8 martie. Nu s-a terminat toată nebunia asta pe data de 8 martie. Să mai continuă ceva timp. Am și un copil mic acasă, nu pot să risc așa... Doar că zice domnul Rafila că gata, s-a terminat. Cred mulțumim, că domnul George. Rafila era să le mai păstrăm, dar n-a avut încotro. Mulțumim, un vot de da. N-a avut cu cine? Suzana, bună dimineața! Bună, Suzana! Bună dimineața! Eu m-am decis să continui cu purtarea măștii. Okay. Nu cred că virusul știe că de azi nu mai are voie la noi. Și atât. Merg în continuare ca și până acum, până pot să observ că se reduc îmbolnăvirile, este mai sigur. Uh-huh. Ai făcut COVID până acum? Nu. Mamă, ce norocoasă ești. Mulțumim. Două voturi. Mulțumim, Suzana. Tatiana, bună dimineața. Bună, Tatiana. Bună dimineața. Neața. Da, eu voi purta. Trei. Sunt și medic și în niciun caz nu voi primi pe nimeni în cabinet fără mască. Și dacă iese cu scandal? O să spună, nu mai aveți voie să mă obligați. Sunt liber să aleagă. Sunt liber să aleagă unde se duc. La mine asta va fi regula. Mulțumim foarte mult. 4-3. Samuel, ești în direct. Bună, bine Samuel, venit. Să dai ce telefon. Bună dimineața. Radio. Da. Eu, votul meu este că nu voi purta masă decât în spațiile, să zicem așa, sanitare, într-un cabinet medical sau într-un loc foarte aglomerat. Dar în rest, nu. Cu siguranță nu. Dă puțin mai încet radio. Ce înseamnă, dar de ce într-un cabinet medical? Adică de ce acolo? Pentru că acolo e posibilitatea mai mare ca lumea să fie îmbolnăvită sau așa mai departe. Înțeles. Ai avut până acum COVID? Cred că nu. Cred că nu. Din punctul meu de vedere, nu. Ok, mulțumesc. Un vot de nu. Mulțumim, Samuel. Nelu, neața. Bună, Nelu. Bună dimineața, salutări neața. De la Sibiu. Salut, salut. Da, voi purta. Și dacă mă întrebați de ce, vă voi răspunde. Din convingere. Am fost disciplinat tot timpul. Mulțumesc foarte mult. 4-1. Neața, Mariana. Bună dimineața. Bună. Da, eu voi continua să port mască. Am purtat-o și dimineața asta, deși, în primul rând, mă apără de vremea asta rece. Mă simt foarte bine cu ea, mi-e greu cu aerul rece pe care respir dimineața. Dimineața, iar în autobuz era lume și așa, și așa, și cineva chiar a făcut puțin mișto de un nene care purta mască și a zis, dacă lumea poartă, trebuie să port și eu. Exact cum a zis domnul, din convingere, din respect, din toate cele. Și una, în primul rând, așa cum s-a mai spus, virusul nu a plecat. Voi purta mască și în piață, și în autobuz, și în spații închise, până când probabil voi auzi că să avem 0-0 cazuri, 0-0 cazuri. Atunci mulțumim. Poate mă mai... Dar mulțumim. E bună. Și poate chiar și atunci. Ieri l-am luat pe Fimiu ăla mic de la școală și mergeam spre casă și el avea masca pe față și am spus, tată, de mâine o să poți să mergi pe stradă cel puțin fără mască.
Și el a zis, eu por mască până la vară. Zic, da, de ce? E frig. Cât am zis, ce înținecaz și fular nu-mi place. Am observat și asta, da, Alexandra. Dar și eu îmi pun dimineața în mașină. Să nu fiu ochelarist. Cât să mă încălzesc. Neața, Alexandra. Neața. Da. Da, și eu voi continua să port mască și în interior și în exterior momentan. Poate nu la plimbare, nu, dar când știu că mă apropii de alte persoane, voi purta cu siguranță. La fel și copiii mei, chiar azi dimineața m-au întrebat, mami, acum la școală putem să mai purtăm? Și am spus, da, mami, chiar vă rog să purtați în continuare, este pentru binele nostru. N-am făcut până acum COVID și sperăm să... Mulțumim. 6-1. Mulțumim. E ca la Radio Voting. Ca la Radio Voting. Mihaela, bună dimineața. Bună, Mihaela. Bună dimineața. Vă ascult de ceva timp, sunt cadru didactic într-o școală privată și stau și mă gândesc acum dacă nu cumva am ajuns să fim și așa un pic îndoctrinați, în sensul în care și eu mă gândeam la acest aspect. Părinții abia așteaptă ca cei mici, eu sunt la clasele primare, să nu mai poarte mască, pentru că ei petrec și 8 ore la școală și mă uitam ieri cum se chinuiau să joace fotbal cu această mască, care evident că îngreunează. Da. Mă gândeam dacă clasa mea are un efectiv mai mic de elevi. Și toți am trecut prin boală, inclusiv eu am luat de 2 ori, ultima dată am luat de la ei, am fost plecați într-o tabără. Și care e decizia ta? Decizia mea este că nu știu care e decizia mea, de fapt. Mm-hmm. De ce nu știu? Pentru că... Te-am trecut la încă nu m-am hotărât. La indecise. Mulțumim tare mult, Mihaela. Încercăm să luăm cât mai multe. Ovidiu, bună dimineața. Neața. Bună dimineața, băieți. Da. Bună. Deci, din respect pentru cel de lângă mine, port masca. De obicei nu prea am purtat-o și nu obișnuiesc să o port. Dar când văd, sunt într-un spațiu cu cineva sau în autobuzul de oraș, port masca pentru că respect pe cel de lângă asta mine. E o opinie foarte corectă. Mulțumim, foarte Ovidiu. Okay. Sebastian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Până acum 4 ani, progresiștii se uitau la copiii care aveau fularul pus peste gură, râzând și spunând că sunt în urmă cu vremurile și că sunt cam prostalei. Acum ne dăm deștepți. Acum, când începem să ideologizăm chestia asta cu fularul pus pe gură, serios, poate că ar trebui să ne menținem calm. Hai să mai luăm un telefon. Ioana, bună dimineața! Bună! Bună! Da? Bună dimineața! Te ascultăm! Cu siguranță vom purta mască. Mulțumim tare mult, o luăm și pe Diana și închidem. Bună dimineața, Diana! Bună, Diana! Bună dimineața, o să port mască, o să iau ca indicator numărul de cazuri. Când o să fie, nu știu, maxim 100 de cazuri pe zi, atunci o să consider că nu mai e nevoie. Da, 9 de da, un nu și un încă nu m-am hotărât. În general, în țări asiatice, unde se poartă mască destul de des pe stradă, ăsta este un semn de respect față de ceilalți. Adică oamenii când au senzația că sunt ei bolnavi, poartă mască ca să nu dea altora. Și e bine că am ajuns în această etapă de respect față de ceilalți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.